Luna, astăzi vreau să vă povestesc cum fac matrițe pentru lut polimeric în condiții casnice. Din motiv că unele matrițe nu se găsesc în comerț, am decis să le confecționez de sine stătător. Acum voi face două matrițe pentru ciocolată și pentru o nucă în coajă. În primul rând, aș vrea să menționez că este necesar de lucrat în mănuși, fiindcă siliconul este foarte, foarte lipcios. Pentru asta avem nevoie doar de două lucruri, silicon din construcție și amidon de cartofi sau de porumb. Siliconul se întărește foarte rapid, de aceea vom lucra cu o cantitate mică, atât cât să ne ajungă pentru o matriță. Amestecăm siliconul cu amidon până masa se omogenizează. Inițial, această masă este foarte lipicioasă, de aceea și este necesar să introducem periodic câte puțin amidon și să frământăm bine. Deși compoziția deja nu se lipește de mâini ca inițial, mai am un test pentru a-i verifica starea. Încerc să rup această bucată în două. Dacă se întinde, la fel ca lutul polimeric în stare moale, atunci încă nu este suficient de gata. Mai adăugăm amidon, ori de câte ori este necesar și repetăm testul. Când compoziția se rupe în așa mod, înseamnă că am ajuns la structura necesară și putem face matrițele. Ca să arate mai estetic, facem o biluță, apoi îi redăm forma figurinei. Aș vrea să menționez că înainte de a începe, am lăsat la congelator ciocolatele pentru 30 de minute. Scufundăm ciocolata în masa obținută, apoi îi ridicăm marginile ca să fie acoperită în totalitate. Intenționat am modelat figurina cu ciocolată pe amidonul înșirat pe masă, ca să nu se lipească acesta de suprafață de lucru. La fel vom proceda și cu cealaltă ciocolată și cu nuca, urmăriți în continuare procesul. Thank you.
La final, lăsăm aceste forme pentru minim 10 ore ca să se întărească compoziția. După ce formele s-au întărit, am extras cu atenție nuca și ciocolatele, apoi am spălat formele cu detergenți și o periuță de dinți. Siliconul s-a întărit și formele sunt foarte moi și flexibile. Textul și structura nucii s-a întipărit foarte bine. Tot aici o să vă arăt cum se lucrează cu lutul și aceste matrițe.